Sentința cu care o parte dintre medicii de familie eliberează concedii de boală pentru probleme minore. Dar noile taxe nu doar îi descurajează pe unii, din păcate afectează și pacienții în suferință sau pe cei care au nevoie reală de concediu medical. Pacienții oncologici nu mai au nicio reacție vis-a-vis de schimbări. Problema a fost la femeile gravide. Gravituțele au fost destul de supărate. Din 75% să mai scădem și de acolo. Concediul medical se întinde pe câteva luni, în cazul pacienților oncologici, chiar pentru o perioadă de ani. Nu e vorba de 3 sau de 5 zile acolo unde nu simțim. Să luăm exemplul unui angajat cu salariul net de 5.000 de lei. Brutul va fi puțin peste 8.500 de lei. Dacă și-a un concediu de 7 zile pentru o viroză puternică, cu acoperire 75% din salariul brut, în noua grilă de impozitare primește mai puțin la final de lună cu 320 de lei. Un părinte care și-a o săptămână pentru îngrijirea copilului bolnav cu acoperire 85% din salariul brut primește acum mai puțin cu 100 de lei, iar de când se va modifica impozitarea la această categorie, va primi salariul întreg. Partea de boli din domeniul oncologic împreună cu tot ce înseamnă concedii pentru indemnizațiile pentru mame, dar și concediile pentru îngrijirea copilului, este firesc să le acordăm aceste scutiri, dar pentru celelalte categorii, având în vedere că avem numai în cursul anului 2023 3,2 milioane de concedii medicale. Încasările la bugetul asigurărilor sociale de sănătate au ajuns la 5 miliarde de lei, însă aceste fonduri nu sunt suficiente. Așa că în fiecare lună de la Ministerul Finanțelor pleacă spre Casa Națională de Sănătate încă 1 miliard 200 de milioane de lei. Vorbim așadar de un deficit important, cu toate că anul trecut au fost eliminate facilitățile fiscale pentru IT-iști, constructori, lucrători din industria alimentară și din sectorul agricol. În prezent, orice concediu mai mic de 5 zile e plătit de angajator. Doar de la 6 zile în sus intră în plată asigurarea de sănătate de stat. Guvernul va rata și anul acesta ținta de deficit, adică